Decizia Statelor Unite ale Americii, care au impus sancțiuni împotriva fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, și a liderului partidului Shor, Ilan Shor, este politică și a fost făcută la cererea guvernării. O spune expertul în drept constituțional Teo Cârnaț și fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski. Potrivit acestora, măsurile adoptate de SUA nu au putere juridică pentru țara noastră, iar justiția din Republica Moldova trebuie să acționeze în conformitate cu propriul cod penal. La rândul lor, analiștii politici Anatol Țăranu și Ion Tăbârță susțin că dacă guvernul american au impus asemenea sancțiuni, înseamnă că a avut motive serioase. Potrivit lui Teo Cârnaț, expert în protecția drepturilor omului și drept constituțional, sancțiunile asupra unor persoane trebuie să fie aplicate atunci când există cel puțin o sentință definitivă și irevocabilă pe un capăt de acuzare. Neavând un astfel de document sau un astfel de sentință, atunci aceste sancțiuni poartă mai mult un caracter politic și mai puțin juridic, fiindcă statul a acționat după convingerea sa internă și după relația de prietenie pe care le-a stabilit cu actuala guvernare din Republica Moldova. Și fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, susține că Statele Unite au adoptat o decizie care în mare parte este politică. Această decizie politică, de faptul că ei au încredere în guvernul Republicii Moldova, în puterea care s-a aflat guvernare acum la noi în țară, au încredere și guvernul Republicii Moldova trebuie să ține cont de asta și să facă așa că încrederea guvernului Statelor Unite pur și simplu să nu fie distrusă. Dar noi știm foarte bine de câte ori Moldova s-a adresat către guvernul Statelor Unite pe problema domnului Plahotniuc. Situația domnului Shor este mai simplă. El nu este învinuit atât de grav cum este învinuit domnul Plahotniuc, dar oricum ar fi, este disfarcerea legăturii avocaților lor să le probeze nevinovăție. Și fostul președinte al țării, Igor Dodon, a venit cu o reacție la acest subiect. Potrivit lui, ambasadorul SUA a demonstrat cine este stăpân în casă. Avem o țară independentă și suverană, cel puțin așa noi considerăm. Iar atunci când cineva din exterior ne indică că această persoană este rea, iar aceasta este bună, ne transformăm într-o republică bananieră. De cealaltă parte, analistul politic Anatol Țăranu este de părere că Statele Unite este o instanță extrem de informată și dacă au fost impuse asemenea sancțiuni, înseamnă că au avut motive serioase. În acest punct de vedere, e o lucrare foarte gravă. A adus imaginea acestor două personaje, dar și eu cred că o să le complice enorm de mult viață. Deci, din punct de vedere a influențe sau a impactului în viața politică de Republica Moldova, asta vine să confirme că Statele Unite confirmă faptul că Ilan Shor și Vladimir Plahotniuc au fost implicați în încălcări foarte serioase financiare, pasibile de a fi pedepsite de codul penal. La rândul său, comentatorul politic Ion Tăbârță spune că este o decizie suverană a Statelor Unite față de anumiți politicieni, care, în opinia guvernului SUA, ar fi comis anumite ilegalități. Decizia guvernului american se spune că acești domni, prin acțiuni subversive în cărbășie cu Moscova sau în înțelegere cu Moscova, încearcă să dea jos actualul guvern pro-european din Republica Moldova. Asta ar fi leitmotivul principal la aceste decizii. Sancțiunile SUA nu sunt obligatorii pentru instanțele de judecată din Republica Moldova, susțin cei patru experți. Totodată, ce ține de mesajul președintelui Maia Sandu, în care spune că speră ca deciziile Statelor Unite să servească drept exemplu pentru justiția de la noi, Teo Cârnaț este de părere că șeful statului ar da indicații sistemului judecătoresc. Eu cred că președintele Republicii Moldova dă dovadă de un exces de zel și nu respectă prevederile Constituției. Ce a făcut Sandu în prezent nu corespunde statutului de președinte a Republicii Moldova.
Justiția din Republica Moldova trebuie să acționeze în conformitate cu codul penal și noi nu putem să atragem la răspundere penală o persoană bazându-ne pe unele sancțiuni impuse de către SUA sau alte state. Noi, la bun început, trebuie să demonstrăm vinovăția în instanța de judecată prin organele noastre, cum ar fi procuratura, fiindcă conform principiul suveranității, nimănui nu se permite să se amestece în treburile interne a statului. Iar Stanislav Pavlovski susține că demnitarii de stat din țara noastră trebuie să fie mai atenți la declarațiile pe care le fac. Unele dintre afirmațiile lor pot fi interpretate într-adevăr ca o înrobună amestecă în o desfășurare independentă și imparțială a justiției. Mesajul lui Maia Sandu este un îndemn către justiție și nici de cum o imixtiune, susțin Ion Tăbârță și Anatol Țăranu. Este un mesaj politic pentru justiție, dar să nu știm toți că, de fapt, sunt probleme în justiție. Este un mesaj politic că justiția nu funcționează și justiția trebuie să se reformeze. Însă această declarație a președintelui Sandu nu are perechii de influență sau de impact. Nu parcă e un politician să se eschiveze de la a comenta lucruri atât de importante cum este decizia Trezorului Statelor Unite. Reacția mai Sandu este așa cerească. Am încercat să aflăm de la ambasada SUA dacă sancțiunile impuse celor 12 entități și 9 persoane, printre care Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, au țintă politică, însă purtătorul de cuvânt al misiunii diplomatice nu a răspuns la telefon și nici la mesajul expediat. Șeful statului a negat în repetate rânduri orice imixtiune în actul de justiție. Recent, în cadrul forumului Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, ea a declarat că reforma justiției este elementul cheie al dezvoltării Republicii Moldova, atât pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru redarea încrederii cetățenilor în sistemul judecătoresc. Totodată, președintele a spus că nimeni nu amenință judecătorii și procurorii să ia decizii ilegale. Ea a menționat însă că problema majoră în actualul sistem de justiție este tergiversarea dosarelor și scurgerile de informații.